Bună ziua tuturor celor care mă urmăresc pe canalul Apicultura de la Vest la Est. Am mutat și noi la Floarea Soarelui. Cam așa arată Floarea Soarelui la noi. Bine, rău. Nu știu, vom vedea. Sunt un istup care a mutat duminică noaptea. Da. Și vreau să vedem ce au adunat. Deci de luni până vineri dimineața, când am venit cu ultimii stupi. Acestea sunt lanurile. Sunt și mai înflorite. Aici așa avem și mai neînflorite. Depinde la care ne uităm. Aici avem niște stupi. O să-i verificăm, ăștia sunt veniți primii. Și o să-i verificăm să vedem ce fac. Vreau să vă arăt. Aici e un modul. Iar aici avem un alt lan. Cu floarea cât mine, cred că. Uitați cât de mare e. Adică nu pot să văd peste ea. Orice ar vrea, nu pot să văd peste ea. E foarte mare. Și asta acum se deschide. Ia să vedem albina ce face. Vedem albina ce face. Boară pe lan. Vedem, putem prinde una. Hai să vedem. E o chestie la Floarea Soarelui pe care trebuie să o vedeți. Uitați așa să verifică ea. O rupeți în două. Așa, ați rupt-o în două. Da. Și introduceți degetul aici. Aici. Da. Aici se introduce degetul. După care se rupe bățul în două. Da. Se rupe bățul în două. E greu cu mâna. Nu. Ba da, ține un pic sus. Un pic sus, sus lept. Așa. Se desface mădova. Da, se ia mădova aceasta în mână. Bun, gata. Da. Și aceeași treaba, se strânge în mână. Bun, să freacă mâinile și atâta tot. Bun. Asta e pentru membri. Ei înțeleg ce am făcut acum. Da. Bun, haide să vedem ce au băgat în... Câte zile au? Luni, marți, miercuri, joi. 4 zile. Nu? 4 zile. Că duminică noaptea am venit cu ei. Haideți să vedem dacă în 4 zile au băgat ceva. În funcție de asta decidem ce cules este. Hai să mergem aici, așa, uitați pe capătul ăsta. Ia desfaceți-l ăsta alb. Să vedem ce e cu el. Dă-i fum. Are și în catul de sus, scoate o ramă din catul de sus. Dar este un stup pe două caturi. În 4 zile, dragii mei. Asta ar fi a 5-a zi. Extragi la tei și aduci aici. Perperiți, stai așa, ia brațul ca să văd. Ia brațul, da. Nu am foarte mult albină, dar în schimb e miere. Bun, pun-o la loc. Deci nu am albină, am mult strânturi pe rama aia. O dimineață răcuroasă cu 14 grade. Ia-i catul și să vedem la catul de jos ce avem. Foarte răcuroasă, 14 grade. Am mutat pe răcoare, iar acum ne perpelem de căldură. Da. Asta este aproape plin.
uscatul. În 4 zile. Uitați la mine, uitați, la mine și trântorii adună, dragii mei. Uitați acolo. Să vă dea cu minus treaba asta. Dar nu e problema mea. Vedeți ce de puțină, ce puțin albină? Ia uitați. Puțină tare, dar mamă. Ia uitați cât albină. Ia uitați aici rama. Da? Floarea soarelui în 4 zile. Da? Asta înseamnă ameliorare, oameni buni. Și eficiență. Nu-ți trebuie chinez cât China ca să faci ce ai de făcut. Din păcate. Da. Ia să vedem și la galben. Ia să vedem și ăla. O, dă-i catul, dă-i jos. Astea trebuie substituite pe duminică. Sigur. Wow, wow, dă-i cu fum. Da-ți toate, nu orice rămâne de aici, să vedem ce vrem și aici. O să râi la tine, dacă l-ai bruscat. L-ai bruscat. N-ai vrut să te porți frumos cu el? Ce zice? Ești tu șmecher? Îți tot dau la barbă. Are de unde? Are balta pe asta, ia uitați. Da? Așa e. Nu. Nu. Hai, mai vedem asta. Aici și ăsta albastru de aici, din spate, să-l vedem. Și ăsta. Să fumă, da. Se spălca lumea din cheie, ca să nu mai ai probleme de, de dragoste. Mamă, asta e. Scoate rama asta de aici, așa, să vedem mai. Scoatem rama aia. Da, deci ați văzut, v-am arătat ieri, da? Ieri am ajuns cu miere acasă. Ultima miere de la tei și astăzi, uitați. Da. Astăzi uitați ce vă arăt. Rama e plină. Rama e plină. Ia vezi și alaltă de lângă, să substituim catul ăsta. Bine, cred că mi-l lăsăm până duminică și pare să substituim catul. Pare să substituim catul. Rile, da? Voi arătați. Lasă ca să-l umfle ca lumea. Deci cam despre asta e vorba aici. Am... acest lucru mâncăm noi apicultura. Ia vezi, e dulce? Ia uite ce a căzut, bă. Numai că ai înclinat rama. Ia vedem și verdele astea. Da, da, da. Vedem și verdele. Da, boară. E bun. Da, nu, nu. Desfaci și de acolo rama. Da, desfac rama. Nu e problemă. E bine. E bine și așa rău cum e, cum a zis ăla. Mult și-ar dori și binele ăsta. Da? Așa aici. Da, bun. Bun, dragii mei. Am vrut să vă arătăm cam în ce ligă jucăm noi. Ca să nu mai fie comentarii răutăcioase. Da. E foarte ușor să comentați, e foarte ușor să asta, dar... până la urmă, noi ceea ce facem, facem pe munca și răspunderea noastră, da, pe banii noștri. Da. Cam despre asta e vorba. Aici așa avem un boscheț, doi stupi. Ăștia sunt stupii martori pe care noi am adus. Ăștia așa. Hai să vedem asta. Ăștia sunt stupii martori. Ăștia sunt stup din fermă aduși. Vedem ce fie ei. Ăsta cu cap. Te vedem? Da. Ăsta sunt roi. Roi 2024. Ăștia i-am adus aici cât au, Jane? O săptămână, deci două săptămâni, da. Fac luni. Da. Nu, când ne-am apucat, ba da, două săptămâni. Două săptămâni. Ăștia au două săptămâni aici. Roi, vă repet. Noi, ia uitați ce poate să facă un roi. Ia uitați. E roi. Da? Ia și alaltă ramă. Pune-o deoparte. Ia și cealaltă ramă. Asta cred că va trebui în scurt timp să-i dăm al doilea cat. La un roi.
Da, deci ăștia sunt stupii martori aduși aici. Vă dau din soare ca să vadă. Bun. Deci ăștia au fost stupii aduși. Extra pentru... pentru a înțelege apicultura. Dragii mei, vreau să vă mai aduc aminte o chestie la floarea soarelui. Ca și la tei. Nu te poți arunca fără să tatonezi sau fără să studiezi înainte în prealabil. Da. Noi o săptămână întreagă am studiat mortalitatea, am studiat culesul, după care am făcut mutarea. Da. Nu ne permitem să facem o mutare la aceste culesuri fără ca să avem o certitudine. Nu pot, vă spun sincer, nu pot să stai pe incert. Nu, apicultura este un lucru cert pe care tu trebuie să-l studiezi și trebuie să-l analizezi. După care să iei decizia, pentru că o chestie de asta te poate costa bani. Și vorba, mai bine stai degeaba decât să muncești degeaba. Aici sunt alte colonii. Astea sunt descărcate azi dimineață. Da? Filmez drumul sau nu mă filmez? Pe mine, că n-are rost. Haide să vă filmez la anul de floare. Da. Asta este la anul de floare a soarelui. Unele înflorite, altele neînflorite. În toate etapele. Nu avem problema asta. Știți că eu am adus aroie din fermă unde mureau de foame. Vreau să vă arăt o chestie, vreau să ajung acolo la niște roi să vă arăt ce au făcut, deși mureau de foame. Da? Unii dintre ei au început să clădească, au nevoie de cat. Da. Dar noi, cum am fost prinși cu extracția, nu am avut vreme de așa ceva. Aici avem alții. La floarea soarelui totdeauna nu se grupează stupii. Se pun distanțați, grupuri, grupulețe. Tocmai pentru acest lucru, da, e să pun grupuri, grupulețe. Niciodată nu se... Tu te vezi de la verde, de acolo, din spate. Că la nu stă bine acolo. Ia-l și pe Cristi. Bun. Acum ajung. Uitați ce pălării mare fac aici. Asta este foarte important la floare. Uitați. Da. Asta este pălăria. Un alt aspect pe care l-am observat de la înflorire până la trecere. Floarea nu duce mai mult de 10 zile, 12, atât. Dacă ai două sole, să zic, una înflorită și una neînflorită, poți să ai până la 20 de zile cules. Dacă ești taxat doar pe o solă, la 10 zile trebuie să te duci. Deci toate culesurile astea sunt comasate. Chiar vorbeam cu băieții, s-ar putea pe 15 iulie să cam împachetăm cu culesurile mari, că nu mai avem la ce. Nu mai la ce să mai stai, pentru că pur și simplu s-au dus, au dispărut. Odată ce au dispărut, nu mai ce. Nu știu dacă mă înțelegeți ceea ce vreau să vă spun, dar e o realitate. Uitați, vreau să vă arăt un roi. Aici sunt alte colonii. Aici este un roi. Vedem asta, ce zice?
Bun. Și l-am adus, mor de foame. E bun. Acoperă. Și hai să vedem și ăsta galben. Sau ăsta verde. Ăla e de ăsta mai mic. Da, ia uitați, trebuie să le dau foițe. Hai să vedem ăsta verde. Ia să vedem. Uitați. De? Ia uitați cum, ce culoare au ramele deja. Sper să se vadă, galbene. Trebuie să le aduc foițe. Pentru că vreau să-i dezvolt pe mai multe rame. Adică vreau să ajung, dacă ajung la maximul de rame, 10 rame. Bun, dragii mei. Dacă v-a plăcut, dați like, abonați-vă. Și ce să vă zic, succes, ultimul cartuș. Nu uitați să verificați înainte ca să vă aruncați la lanul de floarea soarelui, pentru că din țară vin semne că la foarte mulți le-au murit albina. La tei au fost depopulări și la cei care a dat în zonă și la cei care ne-a dat. Acum, cei care au făcut miere compensează chestia asta, cei care nu au făcut miere e mai groasă treaba. Bun. Toate acestea fiind spuse, vă doresc o zi bună.